cupului, vă poziționați cât mai central pe el. Și efectiv, prin ridicarea manivelei, se cuplează cele două laturi de prindere. Și se poate ridica cupul. Mai avem ceva pentru siguranțarea corpului de sus. Aceste brațe adiționale, care se pot regla în funcție de dimensiunea capacului, se prinde eventual exact pe capac. Pentru a lăsa cupul jos, se aduce cât mai aproape de suportul pe care vrem să-l poziționăm. Și odată cu lăsarea și mai jos, se poate scoate căruciorul fără să mai pune mâna să strânge, să te strânge. Altfel vor sta toate componentele. Dar după câteva ridicări, vă puteți face mâna și să meargă mai ușor. Așa. Aici pentru capac, să aibă un pic de siguranță în caz că nu-i prins în propolis. Când ridicați doar magazinele, nu folosiți componenta aceasta. Lăsați aici așa rabatată și nu aveți treabă cu ea. Bun, și pentru a lăsa jos, efectiv îl lăsăm pe suport, mai lăsăm încă un pic să iasă suportul de prindere și până putem extrage căruciorul. Aceasta e varianta de cărucior cu prindere quick grip. Principiul este simplu, dar eficient. Și mărește și viteza cu care prindeți stupul, nu mai trebuie să dați de nicio manivelă, efectiv poziționați în zona scoicilor și ele se agață automat. Ele sunt garantate de fabricant la 100 de kilograme și înălțimea de ridicare undeva la 1,10 m maxim. Atenție să nu ridicați mai mult, să vă iasă aici afară rulmenții. Deci cam atât puteți să ridicați, să-l puneți pe o platformă, pe ceva mai înalt. Sau pur și simplu să vă ridicați magazinele și să le lăsați în repaus până ce lucrați la cui. Proba cu greutate, avem 30 de kilograme de ușor. Și ce vom face acum, punem piedica neapărat la greutate, că tot timpul trebuie să fie pusă. Auziți că sună un pic. Pentru a deplasa, îl aduceți pe dumneavoastră să fie mai oblic, să nu aveți probleme. Și pentru așezare, la fel, procedăm. Dacă aveți cât de cât greutatea distribuită corect, el va sta și singur. Centrul de greutate intră în perimetrul pe care se susține.
Pentru a lăsa stupul jos, trebuie să desfacem siguranța. Observați că aici avem siguranța care nu permite stupului să se coboare. Un pic învârtim ca să ajungem pe la mijlocul inelului aici și pe urmă o tragem sus. Și acum putem să lăsăm ușor stupul jos din manivelă. Odată ce am ajuns, el se lasă complet și atunci automat brațele de prindere ies din locașul și pot fi extrase. Bun, ridicăm un pic greutatea, mai punem 30 de kg și de podișor proteic. Avem în total 60 de kg de turtă plus catul gol. Să vedem cum se descurcă cu 60 și ceva de kilograme. Punem din start piedica, siguranța. Bun, observați că au prins deja brațele, îl rabatăm spre noi și pe urmă putem ridica din nou. Acum, la greutăți foarte mari, grijă când îl lăsați fără a susține, că dar depinde unde e poziționată greutatea. Dacă aveți multă miere în față, s-ar putea să aveți dificultăți să lăsați. Momentan, sunt un pic în spate, în regulă. Pentru transport, acum am o mică problemă aici. Ei copiii ăștia de probă, observate aici, nu am marginea scupului și s-ar putea să împice una dintre copii de sus. Dar, așa, cu grijă, acum să vedem așezarea. Din nou aceeași. Învăț un pic de manivelă la jumătatea timpului ca să pot desface comod siguranța. Deci aceasta ar fi o probă cu căruciorul Quick Grip. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și nu uitați, tuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Numai bine!